la Părinte Cel Sfânt, o altă întrebare. În același volum, și reflășire, supărarea și poate sănătura sfinții voastre, se afirmă. Castitatea, asceza, își dau sensul numai dacă se înțelese niciun adevăr. Asta nu se justifică decât dacă este rău. O iubire sterilă, platonică, neîntrupată, nu-și află justificare pe creștinism. Astfel, o fecerie care se transformă într-un obiect de adorare, care duce la un fel de egotism sacralizat, descoperă o tragică stare lipsită de har și așa de urmă, după Sfânta Scriptură, la nebunie. Pe cele cinci fecioare, părinte, cu capele deschise, Domnul le numește nebune și nu iau parte la lupta pentru tine vizitelor prezente, noțiunea de fecărie, adevăritate de viloare, ca sens și înțelegere, când este aproape distrăgită. Și credeți că ar trebui să știe și poate că nu știu suficient tine de astăzi despre fecărie și dăruire, pentru că aceste noțiuni sunt cercate de valoarea cel puțin spirituală sau, din punctul de vedere al sfinții voastre, considerați firească evoluția și stabilul acesta. Se definește o ființă spirituală. Și în Sfinții Părinți spun, trupul e o bună slugă, dar un rău stăpân. Deci spiritul trebuie să conducă materia. Tragedia între altele materialiste sau concepte materialiste stă și în aceea că atâta stă bănuția la spiritului. Dacă el a fost supărit un produs al creierului, iertați-mi, evocarea unui papi istorie, gânditori materialiști din secolul XVIII, ca celebriți și alții, spuneau că așa cum rinichiul se crede orina, la fel creierul se crede gândirea. Vai, Doamne, a fost ultima expresie a creierii umane și sunt mulți de deși ca să știm, dar spune din potrivă că spun că nu e produsul creierului, ci e cauza creierului. Așa, numai cum se exprimă proteșterii la realitate de un model contemporan în răspunea de 1981. Atunci, mergând de fiul acestea mai departe, în urmă, sunt trei stadii. E un stadiu la nivel psihobiologic, cu două necesități de așa vitale, nevoia de conservare a inițiului și a și tehnologice, pe care le-a dat de lume, asemenea celorlalte viețitoare. În nivel mai înalt, e cel intelectual de cunoaștere ca asociere, prin care vom face știință, filozofie și prin artă, tinde mai sus. Astfel, prin aceste nevoi vitale de cunoaștere, știință, filozofie, omul s-a prefăcut în față cu lumea și este și la nivel mai înalt, spiritual, prin care omul este chemat la relația cu Dumnezeu, ceea ce înseamnă religia, și de cunoaștere un sens al existenței, atât global, aspectul întreagă lume, creație, cât și sensul fiecărui act al vieții mele, care este precis un sens creator, de a avea într-o lume a creației. Și aceasta se constituie în această morală. Vedeți? Atunci când în om se luminează clar sensul existenței, ca ființă spirituală, se convertește la valorile. Și omul, prin castitate, e folosește toate energiile lui, se convertește în creare de valorile. Fecioria, castitatea, nu înseamnă o întoarcere în sine sau să rezenea un scop al existenței, ce este un instrument, o cale, un mijloc, repede a converti valorile de la nivelul material, valorile economice și cele afective, în valori spirituale și morale. Și hotărât lucru, hotărât lucru, numai în această viziune și conștiință, dacă vezi a Maicii Domnului, care este deodată fecioară și mamă. Deci unind castitatea cu materialitatea, numai așa omul devine real creator. Adică, întreaga lui energie,
folosite într-un scop creat câteva lor, în cazul unui mic, unui responsabil pentru societate, un politic, unui creator în artă, unui filozof, unui sfânt mai ales. Nimeni nu l-a putea să creeze autentic și de plin, dacă nu ar fi o viață din ce în ce mai castă, mai dărâmită valorilor spirituale. Altfel, în desfrânt, în alcool, în drog, omul va oferi lumii noastre de creditoare niște strențe din energie de luz, niște sărmanul de el, fragmente de această putere vitală, divină, oferită de Dumnezeu. Și aș vrea să mai dau ceva. E bine greu omului să biruie energie. Credeți de mici un științific, realist. Spiritul programează energie. Dacă tot timpul te punești numai la nivelul acesta al Eu-sului, atunci, de bună seamă, se apare energie, se programează, bărbătește pe mine și dacă te încășesc. Dar dacă spiritul tău se înalță, neîncetat, în lumea spirituală, prin și folosind, întâi, conștiința ta și a Domnului Dumnezeu, a rugăciunea, postul, asceza, care nu ne concide pe noi, ci concide ceea ce ne-a ucis pe noi. Adică poți apatine rău de noi. Atunci în tirie și reațează la nivelul vocației și unității umane, de chip al Dumnezeu și de reuniesc și de asemenea.